API a anunțat care este sprijinul de bază pentru fermieri în scopul sustenabilității exploatațiilor agricole. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în 2023, cuantumul subvenției pe hectarul de pășuni, teren arabil, este de 96,47 euro. Care sunt condițiile impuse prin Planul Național Strategic pentru ca fermierii să poată încasa banii, aflăm imediat într-un material semnat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Pentru a oferi continuitate fermelor din punct de vedere economic, România va plăti în perioada 2023-2027 o subvenție decuplată de producție pe hectarul eligibil declarat de fermierul activ, pentru o suprafață de 9.697.000 de hectare. Subvenția înlocuiește schema de plată unică pe suprafață și are o nouă denumire, sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității. Banii alocați reprezintă 935.469.590 de euro, cu un cuantum pe hectar de 96,47 euro. În cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare. Fermierul trebuie să asigure o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM pe hectar sau să efectueze cel puțin o cosire anuală în cazul pajiștilor. În total, România are la dispoziție pentru perioada 2023-2027 15,3 miliarde de euro pentru agricultură prin Planul Național Strategic.